Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit la prelungirile etapei. Aproape că s-a încheiat o etapă, mai e doar un meci. Astăzi, dacă o să întâmple ceva important la meciul Stelei, o să discutăm mâine. Dacă nu, vorbim de grosul etapei. Și atâta tot. Îi mulțumesc lui Eric, tânărul despre care am vorbit ieri. Mi-a scris din nou, mi-a mulțumit și el, îți mulțumesc că ai fost atent pe recepție, mă bucur că ești preocupat și sper să ajungi unde îți dorești. Mai mi-a scris unul, un domn, dar probabil că n-a înțeles, dar o să explic special lui acum cu ce am spus cu sup, aia, dar am postat și poza pe pagina acolo, pe pagina canalului unde scrie comunitate. Și îmi zice unul care, ori nu mă exprim eu bine, dar cred că mă exprim că o mie de oameni au înțeles. Numai unul e. Eu am zis așa și acum sper că înțelege. A venit ăla cu supa, cu bolul, ăsta a spart oul, a început să zboare embrionul, zbura, a ciripit de 3-4 ori, s-a uitat pe acolo, s-a dus într-o colivie și a luat la revedere de la măsa și pe urmă a aterizat în bol. S-a băgat acolo, eu am crezut că doarme și ăla l-a mâncat. Sper că acum ai înțeles, prietene, și cu ouul, și cu embrionul, și cu... cu... tot ce vrei tu. Și mai taie din ele, că din păcate nu prea. Primul meci, Gazmeta Media și Botoșani, 1 la 2. Un meci cu de toate. Și eliminare, și ratare de penalti, un meci care Botoșanu, spre surprinderea mea Cu un om în plus Se lasă Dominată, sau este dominat, Nu se lasă, este dominată De gaz media și chiar Și primește gol În Inferioritate În superioritate numerică Un Botoșan care Mie la meciul ăsta nu mi-a plăcut Nu mi-a plăcut deloc am auzit, m-am uitat puțin și după meci l-am auzit pe croitorul spunând că domne a jucat mai mult la rezultat. Hmm? Nu știu dacă a jucat mai mult la rezultat, că i-au dominat ăia de... În a doua repriză, cu un om minus, i-a cam, cam, dominat gazul. Pentru mine e o victorie întâmplătoare a, botoșanului dar până la urmă are și croitorul dreptate, decât să joace frumos, să atace, să rateze șapte ocazii de gol, să piardă 1-0, mai bine așa, că peste vreo trei luni nu o să și mai aducă aminte nimeni cum a jucat Botoșaniu la media și o să uite în clasament și o să vadă că au puncte. Și atunci e și el de înțeles. Ocazie Botoșani, minutul 15, o pasă lui Rodriguez, Rodriguez pentru Cheita, intră în careu și apare larie care îl blochează în momentul șutului. În 22, o centrare a lui Chamed, Chamed în careu. Cardozo, capitanul. Văd că Cardoso, după ce a depus memoriu și s-a certat un pic cu ea pe la media și că nu-i dădeau bani, e și capitan de echipă. Reia cu capul, cu boltă, puțin așa, reține pap. Minutul 33. O greșeală după Deportar, după părerea mea o centrare din partea stângă a lui Velisar. Papi iese greșit, da? Cardozo ori nu-i atent, ori nu s-a aștepta, nu ajunge să împingă mingea în poartă. Minutul 34, gol <coughs> Botoșani. Florescu o pasă bună pentru Patache, intră în care careu, preluare bună, încearcă să dea mingea, cred că în fața porții, pentru un coleg să lovește mingea de patache și să duce în poartă. Nu, să lovește Am luat o razna. Să lovește mingea de, de butean. De butean. Încearcă, încearcă patache să îi paseze. Cred că în stânga lui era o, o Dacă nu mă înșel. Puțin din alunecare. Așa împinge mingea. Asta era portarul ieșit. Butean în alergare ca să-l blocheze, lovește mingea în picior, nu mai ajunge după aia săracu să duce, bagă și alunecare, încearcă, nu știu, vrea să bage alunecare, dar își dă seama că e departe mingea și nu mai, nu mai ajunge. Un gol puțin norocos, dacă nu lovește mingea pe Butean, nu cred că, cred că ajunge Butean să o respingă, că nu, nu îi pasează chiar atât de bine Patache, da, e gol. 1-0 Botoșani. Minutul 41, iar Botoșaniu are o situație de a marca. O în poziție bună. Nederanjat, nu era nimeni să-l preseze, să-l nu știu. Să grăbește, după părerea mea, trage peste poartă. Minutul 58, penalti pentru Botoșani la un duel între Roman și Baco. Roman primește o pasă bună, își face preluare bună, scapă spre poartă, întârzie după părerea mea, trebuia în viteză, portarul era ieșit să dribleze portarul și să bage mingea în poartă, întârzie, vine din spate, Baco îl faultează, e fault, e și cartonaș, e și eliminare, Momentul 58 execută o înghenda, apără Buzbuchi execută prost la seminălțime, nu și au un colț, destul de puternic, dar la seminălțime, la nivelul brațelor portarului când plânșează. Deci e o execuție proastă. se duce bine Buzbuchi, e penalti ratat. Minutul 68, gol, Ronaldo de Aconu care este unul dintre cei mai buni executanți de faze fixe. Execută bine corner, lovește, are o biomecanică a, a lovirii mingii foarte, foarte bună. Atât precizie cât și, și tărie, forță, bate cornerele senzațional. Ăsta dacă juca la CFR, Ronaldo, al Deaconu, ce dă multe goluri CFR-ul așa din lovituri libere. Cu ăsta executant, cred că cei de la CFR dădeau de trei ori mai multe goluri. Cu un executant de, de felos ăsta. Mie îmi place mult cum, cum execută și cornerele și loviturile libere. Prinde un șut de la 30-35 de metri. Gol de generic TV. Fără, fără reacție pentru pap. Bine, s-aruncă, încearcă, torpilă. Să duce mingea ca din tun. Gol frumos. Gol de așa cum am spus, gol de de fotbaliști. și sunt puțini fotbaliști din campionatul României care încerc, încearcă să, <coughs> să tragă de la distanță la poartă. Ronaldo de nu e unul dintre ei și o face bine. După aceea, după primirea golului, Botoșanu echilibrează. Echilibrează, da, auziți bine, pentru că au fost dominați în superioritate numerică. Echilibrează un pic meciul. Vine în 87, centrează o centrare a lui Ogenda. Tutuc, cred că îl cheamă pe băiatul ăsta, așează foarte bine mingea, e cu spate la poartă, așează cu fața mingea pentru Keita. Iar un gol puțin norocos, trece mingea printre picioarele portalului, bine, el de la 10 metri, 8 metri, cred că trage. Minutul 87, gol, 1 la 2. Nu m-a convins. La meciul ăsta, Botoșaniu Botoșaniu nu. Nu, nu știu, nu, nu, ceva ce nu, nu mi-a plăcut. Nu. Și -au, au fost dominați și neconcludenți în atac. Mă așteptam la mai mult, dar până la urmă rămân cele trei puncte care asta interesează pe toată lumea până la urmă. Craiova Clinceni, surpriza etapei. <coughs> 0-1. Craiova venea numai după victorii. Clinceniu, ultimele 3-4 meciuri, pierdea greu, a pierdut greu. Chiar de la începutul campionatului, pierde nemeritat cu CFR Cluj, după aceea pierde cu, cu Steaua niște greșeli de arbitraj, a mai vorbit. O echipă care, iată, Poenaru face iar echipă bună echipă bună și continuă rezultatele bune de anul trecut. I-au plecat niște jucători I adevărat, că a venit un Tănase, a venit un, un gardo și un Rusescu, care e Rusescu bun. Mi-a plăcut. Rusescu mi-a plăcut și aici vedeți nivelul, nivelul campionatului din România. Că pleacă jucători, să duc pe colo, pe colo, confirmă și nu prea, să întorc și după dita mai pauza Rusescu și contra unei echipe bune, Craiova, care era liderul neînvins al campionatului până la ora partidei, e unul dintre cei mai buni jucători, dacă nu cel mai bun de la Clinceni. Deci, se simte bine în România, fizic l-am văzut bine, n-are fălcuțe, aleargă, tehnicitate bună, la golul 2, dacă nu mă înșel, la o să ajungă acolo o să face că trage de să <coughs> înclină și nocturna după Ion Oblemenco și după aceea dă pasă de gol. La, la singurul gol. Uh, la singurul gol al meciului. Minutul 1 parcă își arată intențiile din start. Clinceniu, ocazie uriașe. De la 2-3 metri David Morar, un tânăr jucător, nu reușește să bage mingea în poartă. Rusesu iar o pasă bună pentru Cordea, care Cordea, jucătorul ăsta, mie mi-a plăcut mult la meciul ăsta. Driblează cord Cordea pe, pe Pigliaceli, trimite un ce spre poarta goală, respinge unul mitran, respinge incomod și prost că să îndrepta mingea spre poartă de la câțiva metri și ajunge mingea la Morar care, nu știu, cred că s-a speriat. E un copil până la urmă. S-a speriat de, de, oportunitatea, de șansa care s-a evit. Și parcă dă cu crosa de hockey așa într-o parte foarte prost. Iar intervine Mitran și degajează. Minutul 11, ocazie pentru Craiova. Ivan, a jucat și Ivan, dar de data asta pe mine nu m-a convins și eu nu înțeleg de ce. Bine, înțeleg că este interes, a costat 2 milioane să se insiste, poate îl mai convoacă rădoi pe la echipa națională. Mie, în momentul de față, îmi place bărbuți mai mult decât Ivan. Da, bărbuți acolo de o viață, nu fi costat atât de sigur, n-a costat atât de mult. Trebuie forțat Ivan că poate un jucător care s-a vândut odată poate să vinde și a doua oară și să recuperează banii, să face și un pic de profit. Îi pasează Ivan lui, lui Bancu, Bancu, binișor, binișor, meciul ăsta în nota echipei. Craiova n-a jucat prost. Centrează în fața porții, pentru Nistor intervine Dobrescu și respinge. Minutul 34, o bară a Craiovei, centrează Vătăjelul la Baiaram, Baiaram cu capul, și aici e puțin noroc pentru portarul, pentru portarul Vulceanu care respinge mingea în transversală. Nu știu ce a vrut să facă, îl prinde prost, Bă, până la urmă o scoate omul și mai are o intervenție în minutele de finală ale meciului, care sunt ale lui și ale lui. Astea trei puncte, o intervenție foarte, foarte bună. Craiova iar minutul 45 ocazie, iar centrează vătăgelul, Ivan ia bine fața fundașului, lovește cu capul, ajunge un pic târziu, e și incomodat de fundaș, dar face mișcare bună, ajunge acolo, dă cu capul puțin pe lângă poartă. Minutul 57, deschidere de scor. Cașcinii deschide scorul dintr-o pasă a lui Rusescu și am spus primește după o intercepție o pasă undeva la 18 metri, își pune mingea pe stângul, să face că trage Fundașul care era în fața lui Să duce după fentă și o pune pe dreptul Să uită un pic, pasează în dreapta lui Cu latul preloare Dă la poartă Eu cred că e și gol puțin de portar Pentru că trece mingea Sunt 15-14-15 metri Cred Și E adevărat că mingea se duce pe lângă sau printre picioarele unui fundaș de la Craiova, dar cred că Pigliaceli putea să facă mai mult. Plonșează târziu, trece mingea pe sub el, cred că are și el vină, o parte de vină la gol. Ocazie Craiova iar minutul 71, iar nu iese portarul, portarul clinceniului trece mingea așa peste el, o apreciază prost, vrea să iasă, părerea mea cum am văzut, vrea să iasă și să răzgândește. Asta la un portar și toată lumea spune că <coughs> și nu numai la portari bă, prima decizie întotdeauna e cea mai bună. Că dacă te răzgândești și vrei să faci altceva, pierzi timp. Așa ai luat prima decizie, trebuie să mergi cu, trebuie să mergi cu ea până, până la capăt. Nu iese din poartă, ezită, Ajunge mingea la Bayaram, care trimite cu capul pe lângă. Nu 7-7, iar ocazie, ocazie mai mare. Pentru Craiova, Tudorie, care intră bine în meci, mi-a plăcut cum, cum, a intrat, atacă bine mingea cu capul, joc bun de cap, dar rea cu capul pe lângă poartă, dintr-o poziție bună, dar cu om lângă el să descotorosește de la E o ocazie, și o ocazie importantă. A pune capul bine poate fi o ocazie mare de gol. Minutul 85, Vătăgelul, centrare bună pentru bălașa, reia cu capul bălașa de lângă Pascov. Asta e ocazia de care v-am spus. Minutul 85, care Vulceanu intervine salvator și miraculos. Lasă mingea să cadă exact în fața lui, o, o respinge în lateral intervenție de portar bun. Și portarul, da, trebuie să aibă și noroc. Că uite, nu iese odată, nu iese de două ori, iese nasol, iese pe o suminge, nu se marchează, are una pe poartă, o scoate și rămân trei puncte la clinceni. Ce am mai remarcat? În momentul 60, Bergodi nemulțumit, cred. Face trei schimbări toate odată. Una dintre ele, așa cum v-am zis, și Ivan, care în 60 de minute nu, nu a jucat la ce se așteaptă de la el, probabil. Victorie meritată, după părerea mea, chiar dacă Craiova a fost echipa care a avut marile ocazii de gol, s-au închis bine clinceniu, n-a fost să fie. Am mai văzut și pe un mamut, mamut, atacantul Craiovei, încă nu. E pe acolo, gesticulează să bate, dar încă nu îl poate face uitat pe Colici. Craiova suferă și am spus-o după accidentarea lui Colici, vor avea probleme. Dacă nu găsesc un, un, un jucător, un vârf de atac la două, trei meciuri să marcheze sau la două meciuri să dea un gol, să apară momentele dificile, momentele importante să poată să finalizeze, Craiova va avea probleme. Aduc mingea în fața porții și creează ocazii, dar Ratează. Și aici cred că va fi marea problemă a Craiovei. O să se întrebi pe campionatul pentru echipa națională, poate Bergodi va avea timp să, să, regleze lucrurile. Asta a fost surpriza etapei. Uta Kindia 1-0, un meci. Mm. Nu. Nu cine știe ce, să zic așa. Mintu 7, Uta e la un pas să-și marcheze în, prima, în proprie poartă îl lovește mingea pe Iacob la o centrare prin fața porții, dar, îl lovește mingea pe Albu, Iacob are o, o reacție bună și reține balonul înainte să intre în poartă. Minutul 33, Bustea, o lovitură de cap, reține a Ioanii. Minutul 45, Morar, lovitură liberă, execută undeva pe bara a doua pe lung. Reia rusul cu capul Respinge cu piciorul Iar reflex bun a portarului Chindiei Minutul 52 Undeva meritat După aspectul jocului O centrare pe jos în careu Rusul primește o pasă Foarte bună Aș spune foarte foarte bună De la, de la rus Rusul și rus Preia Bine balonul Trage cu interiorul piciorului spre colțul lung, practic nu mai are face inutil plonjonul lui Ioani, dar mi-a plăcut cum iașează așează rusul, mingea, cum îi pasează lui, lui rus. O, execu o, fază care cred că este și lucrată, cu centrare în care eu pentru un jucător, joacă pentru jucătorul care vine cu fața și ăsta finalizează. Berișa puternică, minutul 61, Iacobi atent, respinge în corner, Minutul 71, ocazie de 2-0 pentru, pentru Arădeni. Scapă ursul singur cu portarul. Eu aici văd valoarea jucătorului. Bă, când tu scapi unul contra unul cu portarul și nu poți să marchezi, cât ar fi la portar de bun și de, de la Bayern, și pe ăla, pe la Bayern München, de să pune cu genunchiul, face cu mâine, așa, bă, nu știu, 1 unu contra unul ar trebui din 10 la divizia 7-8 să le marchezi nu e portarul, dacă iese, el prinzi în mișcare că vine spre tine, tu ai mingea, tu iei decizia, poți să driblezi, <coughs> poți să dai pe lângă el, poți să, nu știu, îl judești tu. Aici mie mi se pare că e de valoarea jucătorului. Poate greșesc, dar eu văd și ăștia prin străinătate, pe unde mă mai uit la meciuri, bă, când scapă unul contra unul sau când o are singur așa, pe la 16 metri, o plasează, o pune pe lângă portar, nici ea nu, nu, pot interveni. E și meritul a Ioanei că blochează bine, dar v-am zis, la 1 contra 1 eu mă aștept să vă goluri. Meci până la urmă câștigat corect, meritat de, de UTA, dar Chindi arată mai bine ca anul trecut. Sunt doi face treabă bună acolo, jucători care au fost dați afară de prin alte părți sau refuzați ajung la Chindia și iată că sunt doi să descurcă cu ei și chiar arată, n arată rău Chindia. Astra Iași 4-0, victorie mai grea decât o arată scorul și o să vedem și de ce. Aici ce am sesizat, doi antrenori tineri, la Astra un interimar, un colaborator al lui Edi Ed Iordănescu, care ba vine, ba nu vine, la Iași Pancu, doi antrenori tineri, care fac schimbări din minutul 2. Iar nu le înțeleg și nu o să le înțeleg niciodată astea, dă bă măcar 15 minute. Dar, na, sunt presați poate de rezultate, sunt ori poate copiii ăștia nu au o valoare care să le permită să joace nici măcar 5 minute. Minutul 3, ocazie Iași, o un corner, platini cu capul, portarul Lazar al Astrei, intervine un reflex foarte, foarte bun. Minutul 16, pe ocazie Astra, un șut din afara careului prinde portarul. Minutul 25, Budescu, o lovitură liberă, bătută bine. Levente respinge de sub transversală. Minutul 30, cartonaj roșu direct. Cristea, după o intrare, bă, zice criminală, că am văzut că au postat poze, au... nu se duce cu intenția de a lovi, ajunge târziu, nu are intensitate, îl zgârie cu crampoanele, îl face varză pe la sub genunchi, așa pe tibie, da. Să dă roșu, și să dă roșu în momentul când vede arbitru că îi curge. Sânge de la picior jucătorului de la valentin Gheorghe de la astra, dar nu se vede răutatea, nu se vede intensitatea, nu se vede intenția. Normal, ridică un pic mai mult. Vârful, piciorului. Poate din instinct, poate doar să-l calce, dar îl calcă destul de rău e roșu meritat, după, după părerea mea. În 42 ocazie Iași, în inferioritate, Calcan prinde un șut din afara careului, puțin pe lângă vincul porții, 44 iar Platinii pasează lui Popadiuc, intră în careu Popadiuc, își face preluare bună, intră în careu, șutează apără Lazar. În 52 Valentin Gheorghe, care fusese agresat și a primit și el cartonaș galben la faultul respectiv când adversarul lui a fost, a fost, eliminat, îl lovește pe unul peste față, peste nu știu pe unde îl lovește, ia al doilea galben, afară se restabilește egalitatea numerică. Întuși și aici doi gol Astra, centrează Budescu din corner, Găman, lovitură de cap, 1-0. Minutul 71, Iașu are iar o lovitură liberă, execută Calcan, respinge foarte bine portarul Astrei. Minutul 83, Astra marchează din penalti la un Hens, care e Hens și nu-l mai comentăm, a lui De Riondo. Minutul 89, iar Golastra, Radunovici în careu îi pasează lui utri care înscrie. Asta e o fază simplă așa, o pătrundere în care eu și eu am spus, jucătorii care au calitate și au tehnică bună în regim de viteză, în România fac diferența. Minutul 91, penalti pentru Astra, iar un contact, un fault, contact între Bușu și Merloi. Radunovici înscrie 4-0 dar cu goluri marcate, un gol în minutul 62 și după aceea în minutul 83, 89 și 91. Nu știu. Puțin cam dur, 4-0, primez multe goluri. Iașu, sunt în degringoladă rău și numeric și valoric. Sper să să-și revină. Victorie meritată, așteptăm să vedem. Vor avea antrenori, cei de la Astra nu vor avea. Ce poate să schimbe Pancu, dacă poate schimba ceva așteptăm și etapa următoare. Sepsi Dinamo, rușinea ăsta, ă, meciul, un meci al, al, etapei, 2-0. N-am mai văzut Dinamo așa slabă de mult timp. Și aștept pe domnii cu meritul sportiv să mă mai contrazică puțin acum, dar aia și râd un pic că mă bucur că am avut dreptate. Și Dinamo, așa ca o paranteză, Dinamo în verde, serios, bă, deci eu care n-am așa o simpatie pentru Dinamo, ba din contră, bă, cum să-i pui mă să joace în verde, săraci? Pă, cine mă, Nottingham Forest, pă durarii, păi, nici la Suceava nu era verde complet așa, mai avea un pic de galme, bă, să n-aibă și un alb, bă, să n-aibă și un pic de roșu, Bă, să naibă și ei ceva verde? Bine că nu lăsat i-a lăsat ea pe acolo că îi mânca vacile. Bine, și așa au fost de râs, dar... Hai să comentăm meciul un pic, chiar m-a rugat un domn, un abonat să nu fiu dur cu Dinamo. Nu, eu zic așa ce am văzut și am un pic de satisfacție că am avut dreptate. Minutul 3, ocazie Dinamo, Sorescu cu capul, dar direct în portar, în brațele portarului. Minutul 8, ocazie mare, Fulop up execută o lovitură liberă, e deviată ușor mingea la de Mitrea până la Bugema, care dintr-un metru nu poate să dea gol. Minutul 8 și minutul 10, iar schimbări de tineri, care nu le înțeleg și repet, nu le înțeleg. Minutul 30, gol, sepsi, super execuție, super șut de la 25 de metri, pasează cu fulop, el pasează lui full-up, se duce cu faza, fulop îi pasează înapoi, șut bun, plasa laterală, n-are ce să-i facă. Vamos, vamos, vamos a ganar, vamos a trabajar, vamos, vamos, e prietene. N-are ce să-i facă portarul, e 1-0 meritat pentru, pentru sepsi, minutul 30. Minutul 32, iar ocazie mare, bară, ratare mare pentru Sepsi. Petrila trece de Gonzale și Gonzale să sta săracul. Mai eu la un moment dat am crezut că e Speedy Gonzales. Dar l-a luat Petrila la viteză, l-a alergat săracul, dar cred că nu l-a alergat nici TGV-ul de Madrid. Po, Gonzales ăsta, cum l-a alergat Petrila, un Petrila care iar un jucător tânăr, un jucător român, mă bucur că i-a lăsat să joace, că îi se dau mai multe minute ca la CFR, cred că e un jucător de perspectivă. Centrează în care o Petrila după ce trece de Speedy Gonzales ăsta, e un Speedy Gonzales șchiop. Sa Franco cu capul, respinge portarul, iar ajunge mingea la Sa Franco, trage la poartă, o deviază un fundaj de la Dinamo, să lovește mingea, lovește un stâlpul lateral din stânga porții și asta e faza. Minutul 32, minutul 45 iar ocazie, Petrila prinde un șut bun din afara careului, boxează portarul și aici că am ceva cu portare ăștia sau cu străini ăștia care vin și să cred goicoicei ai portarilor nu, și nu mai știu cine de ăștia meseria și portari spanioli, vrea să prindă mingea și nu poate. Și face semnul ăla, să duce mingea în stânga lui așa și face semnul ăla, joacă, joacă, Păi ai vrut să o prinzi, prietene, ce joacă, joacă, când nu suntem cartofari. Hai să fim serioși. Continuă faza, ajunge mingea la Safranco, șutează puternic și acum, da, o respinge bine. Să vede că pune pumnii și vrea să respingă în dreapta lui, să duce în plonjon așa și respinge. Dar prima vrea să o prindă aici și îi sare varza din mâini nu vrea nicio respingere, cum spuneau comentatorii. Respinge bine, a doua oară jos pălăria. Minutul 57, iar ocazie sepsi, un șut din, din marginea careului, dar pe, pe portar reține fără probleme. Minutul 69, și, și aici nu înțeleg, Borja Vale ăsta care a dat-o de la centru terenului, a dat -o. mie îmi place și el și camara, îmi plac amândoi, dar nu poți la nivel ăsta să dai pasă cu atâta ușurință la adversar. Pierde mingea, de fapt nu o pierde, o pasează la adversar, I o luați-o voi. Mă. -o dă lui Ștefănescu care trage puțin spre colțul lung, puțin pe lângă poartă. Minutul 75, Pulici, marele preferatul suporterilor și membrilor DDB, de penibil. Deci, ăsta dacă juca la bistrița pe, pe vremuri, toată lumea scria în ziar că a fost împușcat. Și înțelegeți voi? Băi, pasează lui ăla cu atâta ușurință, lui Golovka. Băi, incredibil, îi dă minge așa. Ia o bă, tu. Bine, și-a mai avut vreo două, trei, a fost penibil. Deci, Pulici, rezervă, a fost, cred că era supărat că a fost rezervă. Penibil, ăsta e cuvântul. Îi dă lui Golovka pase, trage Golovka din afara careului, respinge portarul Dinamo. Minutul 7-7. Golovka îi pasează pătrunde în viteza lui, îl știți pe Golovka, bagă capul în pământ și aleargă cu mingea la picior. Îi dă o pasă foarte bună lui Fulop. Să uită la portar, vede că iese portărelul, scăriță ușor peste el. Ce mi-a atras atenția? Camara, pre, unul dintre preferații mei de la, de la Dinamo, vine cu omul, vine cu ful, cu Ișvan, Fulop. Când îi pasează Golovka, Ăla trece în viteză pe lângă el, vede că mai are un, un coechipier de da, lui. camaral al meu cere upside, Uitați-vă la reloare să-l vedeți cum e cu mâna pe sus. Incredibil. Și sunt jucători care am văzut și acum toată lumea e critică. Eu zic că Dinamo face echipă bună, dar când nu se știe. Sau dacă va avea timp contra, să o facă. Joacă ăsta peste portar, scăriță, 2-0, meritat meritat, fără discuții. Dinamo nu a arătat nimic. A arătat ca o echipă adunată mâine. Ziceai că s-au adunat mâine la stadion și au jucat azi. Nimic. deci absolut nimic. N-am mai văzut Dinamo așa slab de mult, de mult, de mult. Dacă îi vedea cineva la meciul de meciul contra lui Sepsi, paria pe Dinamo că vor retrograda și pe sportiv și dacă mai dă federația vreo directivă. Deci, cu ea, dacă joacă așa, retrogradează. și dacă se modifică regulamentul, o să-i retrogradeze pentru port ilegal de echipament. Am văzut și declarațiile lui contra, nu le comentez. Era supărat, afectat după meci normal, are presiunea rezultatelor de șase meciuri, cred că din nou nu câștigă mai mult decât atât, vreo patru sunt pierdute. E greu. Dar echipamentul verde l-am remarcat. Singurul lucru care l-am remarcat la Dinamo etapa asta e echipamentul verde. Viitorul Feciargeș, o să zic din start că mie, contrar părerii generale, așa, după două, două meciuri ale viitorului, mie nu-mi place viitorul cu, cu antrenorul ăsta spaniol. E părerea mea, ca argumente am de foarte multe ori jocul și rezultatele, nu-mi place, nu știu e greu, sunt alți jucători. Mamă, dar am văzut niște jucători și aici săracii care sunt la viitorul purtători ilegal de echipament. Ocazie viitorul, minutul 15, viitorul fece Argeș, vorbim. Nu mai vedem schimbări așa, așa repede. Bine că a plecat Badea sau la dată e afară că mai joacă copiii ăștia și uite că Argeșul mai câștigă, mai face un egal, Mă să fi fost problema la antrenor? Nu știu, întreb și eu. Ocazie viitorul, minutul 15, Lucas să șutează din, din careu, e o deviere acolo, respinge Miclen în corner. Minutul 30, penalti pentru Fece Argeș, un fault în careu, fără discuții într-o zonă aproape de linia de fund a terenului. Nu înțeleg faultul, nu înțeleg atacul acolo decisiv, penalti Fece Argeș, Malele transformă lovitura de pedeapsă fără probleme. 1-0, minutul 30. Minutul 49, ocazie Argeșu. Malele îi pasează lui Mesacoli. Trage tare în forță. Intervine bine Cojocaru. Minutul 57, gol FC Argeș. Și aici vă rog să vă uitați unde vreți voi să vedeți rezumatul meciului. O pasă în diagonală, lungă, pentru, pentru Malele. De pasa, cred o acolo. Și face preluare. Preluare pe direcția de alergare. Și face așa. Preluare, după aceea. Atingere, 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 atingere în, într-o alergare ușoară, așa. Atingere, atingere, atingere și nu vă mai plictisesc că și așa vorbesc de mult. Bă, cu tot, cu preluarea și cu atingerile alea, de 8 ori. Deci de 8 ori atinge mingea, rețineți, de 8 ori și nu în viteză să zici că o dă și nu, în așa, într-un 2 pe 4, mai mult decât atât, ultimele 3-4 atingeri le face paralel cu linia de 16 metri. Și Angel Martinez, alt spaniol care cred că nu știe unde a ajuns, bă, tot tatonează și îl tatonează și îl tatonează și tatonează. până când a noua oară, da, după 8 atingeri, să sperie și ăla ce hai bă, să dau la poartă. Și dă la poartă și se face 2-0. Eu am gândit că minutul 57, 60, 2-0 știu să se apere și nici nu mi-a arătase viitorul să pună presiune așa să poată să revină. Marchează repede gol după 3-4 minute. niga. cred că îl cheamă pe băiatul ăsta, tot un spaniol. <coughs> prinde un din afara careului, Bunicel, 2-1. Minutul 68, ocazie, iar pentru viitor un șut, respinge, boxează portarul. Minutul 82, iar un șut din afara careului, respinge Micle. Minutul 89, Casap cu capul, prinde Micle. Minutul 91, un duel între Mățan și Matei. Nu l înțeleg pe Matei aici, Mățan are un metru și puțin. Să duce să lovească mingea, capul îi dă, am văzut relori, vă, da recunosc, la faza asta m-am uitat la Relor de vreo 10 ori, nu da dau seama ce a fost, dar cred că îi dă cu cotul, cu mâna stângă, îi dă în gură, îl pune, îl jenează, de ce spun că este acordat corect, cu toate că eu nu mi-am dat seama, pentru ce? Matei nu protestează, să își pune mâinile pe genunchi, marcat de efort, nici nu mai așteaptă să scoată ăla al doilea cartonaș galben că pleacă spre vestiar, deci nu protestează nimeni, e 11 metri. Ce să mai discutăm? Matei nu înțeleg ce, ce gândește, ce... n-ajungea mățan să dea cu capul, chiar dacă îl lăsa, dacă se oprea, nu ajungea. Nu știu ce, un gol din penalti, Ciobanu execută penaltiul și marchează. Nu cred că e echitabil. Rezultatul revine, da, e îmbucură, îmbucurător că revine viitorul, îmi pare rău sincer pentru Pitești că nu, nu câștigă cele trei puncte, cred că le meritau. Mai ocazii mai clare, da, este adevărat pentru viitorul, dar minutul 60 are Pitești 2-0, Fece Argeșu, așa că, nu știu, eu, chiar dacă nu au posesia, chiar dacă nu, nu conduc ei jocul, să ai în deplasare, minutul 0 normal trebuie să câștigi. Voluntar CFR, ultimul meci al serii, al weekendului. Nu să mai, aici nu vreau să mai vorbesc de faze, de bă, ocazii, de, pentru că mie îmi dă impresia CFR-ul că indiferent ce și-a făcut iar Dan cu 8 schimbări, dacă nu mă înșel, față de ultima partidă, Mie îmi dă impresia CFR-ul că indiferent cine stă pe bancă, indiferent ce echipă bagă, indiferent ce face în campionatul României și când prinde o zi proastă, poate câștiga. Nu știu, mi se pare o echipă solidă, o echipă pragmatică, o echipă bine pregătită fizic, o echipă care știe ce are de făcut. Ocazii de ambele părți, accidentarea nefericită a lui se Fără să-l atingă nimeni, fără întors să nu e, că și aici m-am uitat la relori. Nu calcă strâm, nu să calcă pe șiret, nu să calcă pe gheată, nu-i rămâne piciorul în, în, gazon. După părerea mea, singurul lucru care poate fi ceva la tendonul lui Ahile, Doamne ferește să nu fie ceva grav, să-l țină pe tușe 3-4 luni de zile. Da, am un în tribună. Mult mai liniștit decât pe bancă, regulamentar poartă masca, dă câteva indicații, repet, voluntariu, 60 de minute, bine, îi blochează pe cei de la CFR. Un joc echilibrat, un joc echilibrat între două echipe bune, cu doi antrenori buni, doi antrenori care tactic așează bine, așează bine echipele în teren, 1-0 și hai la Cluj. Victorie meritată, după părerea mea, a Clujului. Să vedem în Europa, dar am mai spus-o, sper ca să prindă primăvara europeană, să aducă puncte pentru România. Mi se pare, chiar dacă Craiova este lider, chiar dacă au pierdut doar un meci, chiar dacă au fost până la meciul Clincei neînvinși, tot ce ul mie mi se pare cea mai puternică echipă vă mulțumesc că v-ați uitat. Știți ce aveți de făcut dacă vă place, dacă nu e bine și așa. Rămâne sănătoși, face sport, protejați-vă și să auzim numai de bine. Fiți buni azi, fiți bun mâine, că până la urmă vă va vedea cineva.